cea de acolo și cea de aici, au reînviat niște complexe pe care românii le-au avut. Complexul inferiorității, complexul literaturii mici. În acest sens, chiar un coleg al nostru cu mare funcție acum la UNESCO a zis că noțiunea de poet național este prezentă, este figurează numai în culturile mici. Deci culturile mari nu operează o asemenea noțiune. Zice el. Eu nu l-am crezut și am luat istoria literaturii germane a lui Fritz Martini. Este românește, puteți găsi ușor. Galben. Și zic, ia să vedem ce zic nemții despre Goethe. La compartimentul respectiv, unde Goethe trebuie să fie figura centrală a culturii germane. E bine, compartimentul ăsta se numește Goethe, poet și educator național. Deci nu numai poet național și educator, fiindcă nemții știu ce înseamnă învățământ. Vedeți ce se întâmplă cu învățământul nostru românesc, care a avut o tradiție extraordinară și acum cam degradează vorba ce. Așa încât, iată, nu știu, poate de voastre credeți că cultura germană e o cultură mică. Eu nu cred că este o cultură mică. Și, vedeți, cea mai importantă istorie a literaturii germane, eu este poet național și este educator național. De ce am renunțat noi, românii, la această noțiune? Ea este și în alte literaturi. Este. Italienii zic Dante în Biblia lor, francezii zic Hugo este poetul lor național, am discutat cu niște intelectuali la Aix-en-Provence. Zic, totuși, care este poetul național al Franței? Hugo sau Baudelaire? Și mi-a spus foarte senin, deci că Hugo este poetul nostru național. Deci nu Baudelaire, pe care îl vor niște postmoderniști, bun, e un poet mare. Dar poetul național al Franței este Hugo. Poetul național al Portugaliei este Camões. Există și un studiu al lui Lucie Iliade, unde face o comparație cu Camões și Eminescu, și adus Eminescu în cultura latină. Așa încât nu trebuie, cred eu, să ne sărăcim, să ne complexăm, să ne caragializăm, destul că ne-am caragializat. Și apropo de Caragiale, eu ziceam astăzi la Ipotești, când mi-a făcut un laudație strălucit colega Lucie Olaru Minate, zic, uite ce îi scria Caragiale lui Mihail Dragomirescu, mare critic, după care am uitat.